Salut! Nici noi, luna nouă. Mai de mult mă gândeam la o însemnare pe tema asta a medicinei. Dau eu contra scriptum, ca de obicei. Mi-am dat seama de un lucru. Chiar eu am probleme ca să redau o amintire corect. Mai simplu spus, fără să vreau, un floresc. Mi-a plăcut pe undeva, nu mai știu cine a spus, când spui o poveste, se întâmplă ceva nou. Deci tot adaugi câte ceva. Și apropo de asta, sunt foarte mulți care își dau cu Biblia în cap, că scrie în Biblia. Ce uită ei e că prima Biblie scrisă a apărut prin anul 400 al erei noastre. Deci 400 de ani s-a plimbat Biblia din gură în gură. Vă dați seama ce s-a putut schimba? Oameni de bună credință care au povestit-o și s-a întâmplat ceva nou. Unde se poate ajunge? Păi ăștia mai în vârstă mai ține minte decembrie 89. Ce se vorbește acum despre decembrie 89? Eu nu recunosc lucrurile alea, că n-au fost așa. Da, peste 400 de ani. O să fie atunci probabil o mare discuție dacă minierii plantau flori în piața Universității sau în piața Romană. Și dacă erau panseluțe sau gareofe. Dumnezeu cu mila. Altceva la antescriptum. Un om care a luat-o pe coajă în timpul comunismului reproșea că noi ne călcăm istoria în picioare. Greșește prin generalizare. Marea majoritate a populației nu își calcă deloc istoria în picioare, fiindcă nu au istorie. Au apărut după 23 august. Și atunci implicit neagă tot ce a apărut înainte. Că e neavânt, că e scluz. Nu discută despre asta. Trec la altă problemă. Trăbui cu Nadia Comăniș, cu reclame cu Omega 3 și Omega 6. La Antena 3, scandalizați că este blamat un simbol la nivel mondial. Greșesc. Nadia este un simbol la nivel mondial, dar pe bărnă, la paralele, la sol, nu în materie de omega 3 și omega 6, unde habar n-are despre ce e vorba. Nu trebuie amestecate astea. Am cunoscut eu pe cineva care îl considera pe Pleșu un munte de erudiție. Da, anumite lucruri mi-au plăcut foarte mult cum se referea Pleșul la el, dar nu-i dădeam credit la orice. Ce reproșeam eu lui că a cântat la prea multe mese, care nu e o justificare pentru un munte de erudiție. Și mai spune despre Nadia că trebuie iubită în mod necondiționat, iar se confundă lucrurile. Și eu o admir pentru ce a făcut la Montreal. Atât. Asta nu înseamnă că trebuie să transfer această admirație care o am către Omega 3 și Omega 6, care înseamnă că sunt tâmpit. Da, trec la ultima problemă de la antescriptum. Mincinoasa națională, Roberta, s-a măritat, casă de piatră. Dar până unde s-a ajuns, la ce finețări?
avea sortată rochia cu pene de strut, cu dantele franțuzească, cu tortul la culori. Păi asta când te neași de neam de ăsta de aristocrat, e firesc. Trec la body. Mă enervează lipsa asta de memorie a oamenilor. Și mă refer complet la știința. Se uită că a fost o perioadă când cei mai deștepți oameni de pe planetă se certau în draci. Dacă pământul este sprijinit pe patru broaste cestoase sau pe patru elefanți. Însă ambele tabere erau de acord asupra unui lucru. Că pământul e drept. Ca o tipsie. S-a uitat asta. S-a uitat tot așa mare scandal între cei mai deștepți oameni, care unii susțineau că nu zboară nimic ce e mai greu decât aerul și alții contraziceau. S-a uitat. S-a uitat când s-a considerat o bună perioadă de timp că Pământul e centrul Universului. E, după a ajuns la concluzia că Soarele e centrul Universului. Și acum au ajuns la concluzia că suntem la mama dracului de centrul Universului. Se va da fundul nostru. S-a uitat când un om foarte deștept, Bill Gates, a spus el că niciodată un calculator nu o să aibă nevoie de mai mult de 4 mega de RAM. Da, Bill Gates a spus asta. Iar altul, cel care a creat primul calculator, a spus că la nivel mondial, întrevede el într-un viitor, că o să fie nevoie de 6-7 bucăți de PC-uri. Iar la mine, la ora actuală, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aici la mine în bucătărie. S-a uitat că la un moment dat, cineva a spus că atomul e indivizibil. Și mai jos nu se poate ajunge, că n-ai ce. Apropo de atom, prima dată s-a vânturat ideea asta cu atomul în anul 450 al erei noastre. S-a trecut mulți ani până a reușit ca să-l și găsească. Dar ce intuiție a avut ăla? A mai fost unul Diogene, care ăsta locuia, nu știu, cu buletin de identitate sau nu, într-un butoi. Și el în butoiul lui a gândit niște treburi cam cum arată atomul pe înăuntru. Și curios, când au reușit să facă ăștia instrumentul cu care să și vadă cum arată atomul pe înăuntru, Diogene avea dreptate. Jos pălăria pentru intuiția. Și ca să închei cu apropo de prostiile astea, unii a bubuit prin cap să facă locomotiva. Hai să meargă pe șină. Jefferson Park. Ei, și a ieșit un mare scandal pe trema asta, iar s-au împărțit oamenii cei mai deștepți de știință în două categorii. Unii spuneau că o să meargă și alții că nu o să meargă. Că n-are cum. Și Colegiul Regal al Medicilor s-a pronunțat și el. Și a spus, zice, domne, nu știu dacă o să meargă sau nu o să meargă, dar mă sigur, dacă va depăși 18 km pe oră, înnebunesc oamenii. Toată colecția asta foarte sumară de tâmpenii a celor mai deștepți oameni de la un moment dat se uită. Și nu se admite că astăzi, 02 iulie 2013, suntem niște năuci, de ce să știm, pe 03 iulie sau peste 10 ani.
Și acum să mă refer la medicina. În primul rând, medicina la ora actuală e o afacere. Trebuie să scoată bani. Și în concluzie să investești niște bani. Și nu faci o cercetare, o firmă de asta și descoperă un medicament. Și zic că e bun. Definiția medicamentului. Ceva care face mai mult bine decât rău. Reclamă cât cuprinde, și o bagă și pe Nadia Comăneș la înaintare, dacă e cazul, ca să vând asta. Însă nu există un institut care să urmărească pe bune și fără niciun fel de interes dacă medicamentul respectiv e bun sau nu e bun. E, dacă se întâmplă să moară mai mult decât trebuie, atunci se pune problema asta și eventual se retrage de pe piață. Că să ajung la niște situații aiurea? Da. Chiar eu, la un moment dat, au descoperit așa că am probleme cu colicistul, care producea niște pietre. Rezultatul, m-a internat, mi-a umflat burta ca un cimpoi, mi-a înfipt 3 țevi în burtă și pe acolo au meșterit ăștia și au extras pietroiul. După 4 zile eram perfect sănătos, însă am rămas cu o mică problemă. Pe chestia asta trebuie să-mi taie ceva de acolo. Și a încurcat funcționarea organismului în general. Că acum pică într-una, nu știu ce dracu, în loc să pice când e cadrul la masă. Ulterior am descoperit că există o metodă de asta tradițională pe partea de ulei, care efectiv omoaie pietrele astea și se elimină singure. Dar discut cu doctorii. Pe cum mai putea să-mi arate tehnica și să justifice aparatul ăla grozav, care mi-a umflat burta cu un cimpoi? Ghinion. Eu la un moment dat am fost bolnav de TBC, așa ca la carte. Și l-am întrebat pe doctor. Am povestit eu pe undeva treaba asta, căutați pe la medicină pe acolo. Că mi-a prescris un tratament în care erau vreo 6 pastile, tipuri de pastile. Zic, doamne, toate bune sunt pentru TBC? Și a zis, zice, nu, de fapt, numai asta e bună pentru TBC. Dar e ca efecte secundare, nu știu ce dracu. Și atunci o dăm pe asta. Numărul 2. Dar și ăsta are niște efecte secundare care e jale cu ele. Și atunci dăm numărul 3. Care neutralizează asta. Dar și ala rândul lui are niște efecte secundare și atunci îți dăm numărul 4. Ca să o scurtez, de-aia aleam eu 6 tipuri de pastile. Mă rog că am scăpat întreg până la sfârșit. Eu sunt un adept al metodelor astea naturale, care sunt mai apropiate de ce ne trebuie nouă. Dar acum e medicină de consum. Iar la TBC, de ce am scăpat eu? Păi, în primul rând, fiindcă nu vreau să fiu bolnav. Asta nu se mai pune în ecuație. Că acolo, în salonul ăla în care am mers prima dată, erau vreo 6 sau 7 colegi de-ai mei care vreau să fie bolnavi. Și de-aia eu am plecat acolo și am lăsat mai departe. Că ei vreau să fie bolnavi. Fiindcă asta nu se prinde în balanță. Noi reacționăm foarte diferit la orice. Foarte recent, doctorii au descoperit că 70 de kilograme de bărbat în fața unei pastile reacționează conform foarte diferit față de 70 de kilograme de femeie în fața aceleiași pastile. Nu știau.
De exemplu, cafeaua reacționând diferit. Unul, dacă bea o ceșcuță de cafea seara, până dimineața e popândău. Nu poate închide ochii. Mulți ani, ultima cafea o beam în pat, înainte să sting lumina. Și adormeam bine, mersi. Pe cum e cu cafeaua? E sau nu e? Sau depinde de? Hei, asta nu se știe încă cu depinde de. În concluzie, gândiți bine înainte de a decide ce faceți. Toate sunt gudus întors. Chiar știința în sine, asta medicală, are o mare problemă. Definiția științei? Un ansamblu sistematic de cunoștințe într-un anumit domeniu al cunoașterii. Eu mă ocupam mai mult de electronică. Pot să spun că o știință hard. Gândesc o schemă. Cumpăr piesele, o verific, funcționează, o postez pe internet. Și unul de la Constanța vrea să le facă schema mea. Vede lista de piese, cumpără, alimentează la 2,20 și funcționează. Și pe aia mă poate întreba. Măi, în punctul 3, mie mi-a arătat 9,5V, așa trebuie? Eu verific pe schema mea, le zic da, 9,5V. Măsurat. Zice, valabil și la Brașov și la Constanța. E, cu medicina asta e soft al dracului. Și încă nu se stăpânesc, că nu am de multe lucruri. Dar în permanență ne se pare că azi de vreo 2 iulie 2013 noi le știm pe toate. Și am făcut eu o colecție mai jos de link-uri. Ciupercăria. Cu noutăți. Te-a pus cu mâine de cap. Când vezi ce există pe noi, ce mișună pe noi. Sau microbionul. Nici n-am auzisem de noțiunea asta. Chipule, fii cu minte. Numărul genelor microbiene îl depășește de 150 de ori pe cel al genelor umane. Deci aproape nesignificativ din punct de vedere uman față de ce ne pot face, face microbii ăștia. Și că avem vreo 2 kg de microbi pe noi. Și mai zice tipul o treabă. Că diferim om de om aproape 50% din punctul ăsta de vedere. Genetic 0,1%. Dar materie de microbion ăsta. Și atunci cum mă consider stas? Cu o pastilă mică și rotundă trebuie să aibă exact același efect și asupra mea și asupra vecinului la apartamentul 13. Iar acum stratul duo, surprise, au descoperit așa la uite că există un strat în plus, pe care nu știau doctorii. Și ochiul e ceva destul de vizibil după mine, e la îndemână să fie cercetat. Dar cât o să mai descopere mai când o să mai sape? Trec la, așa, paralel, oile, că sunt animale inteligente. Mi-a plăcut concluzia.
Întocmai ca și ființele umane, atunci când se află în cirez, oile se comportă prostesc. Însă lucrurile luate individuale determină comportamente foarte diferite. Am verificat la mine pe scară. Când se adună ședința cu 28 plus 1, se comportă prostesc. Dacă stai de vorbă cu fiecare în parte, îi merge mintea. Ghinionul meu. De-aia nu mai merg eu la ședință. Aici sunt două treburi ciudate. Sindromul accentului străin. Pe scurt, una intră în comă și când se trezește, ok, de avea accent franțuzesc. Poftim? Înțeleg că nu mai poate pronunța nu știu ce. A fost în comă, dar obții accent franțuzesc. Și doctorii foarte clar. A, sindromul accentului străin, chestios. Pe cum? De gândit, nu? Iar ultimul, orgasme bizare. Alta intră în comă, iese în comă și rezultatul începe să aibă niște orgasme care sunt la nivelul piciorului. Tare complicată treabă pentru medici. Nu e mai simplu să nu iasă unul din comă. E ora 15 și am rămas fără imagine. Se resetează calculatorul. Serverul, de fapt. Sper că nu mi-afectează înregistrarea asta. Nu te crucești la niște treburi de genul ăsta? Și ultima însemnare, microfoane neclintite. În permanență râdeam eu de anexele aia de microfon. E, mi-a plăcut cum au reacționat. E un semn de normalitate. Da. Mai am ceva de zis? Nu mai am. A fost ca în cocktail așa. Despre una, despre alta, ca să mă pun în gură acum pentru o lună nouă. Atât am avut de spus pentru astăzi. Toate bune. Și urarea mea tradițională, vă pup. Sincer, observați ce cipilic am. Am fost pe la fiica mea și m-a dotat cu asta, un fel de perucă. Toate bune, pa!